Premierul Victor Ponta a plecat sâmbătă după amiază din gara Craiova, în prima cursă a trenului electric Hyperion, produs în acest oraș, el spunând că garnitura arată mai bine decât orice alt tren din Franța, Germania sau Statele Unite. Hyperion este primul tren electric cu podea joasă fabricat în România. Trenul este construit integral în Craiova de compania Softronic. Rama electrică a făcut sâmbătă, 24 mai, primul drum oficial, urmând să fie pus în exploatare pe căi ferate române după data de 1 iunie 2014, fiind recomandat pentru transportul regio, interregio și intercity. Am fost cu trenuri în alte părți ale lumii, în Franța, în Germania, în America și nu e cu nimic mai prejos trenul oltenesc. Și acum rămâne, pe de o parte, să reușim să dotăm companiile cu cât mai multe asemenea facilități. Pe de altă parte, și aia e partea mai grea, să facem și infrastructura feroviară la nivelul unor asemenea trenuri. Că, bun, e ca la partea rutieră. Mașini facem și la Dacia, și la Ford, și la Daimler mașini ca în Occident, dar nu avem drumurile ca în Occident, lucrăm la ele. La fel va fi și cu trenul. Și, da, eu oricum, sunt foarte mândru de faptul că după 25 de ani, la Craiova se fac din nou și locomotive și trenuri. Și uite, am venit la Caracal cu trenul să-mi găsesc prietenii aici, să le urez succes. De când ați mai mers cu trenul? În România n-am mai mers de mulți ani, de foarte mulți ani. Cel mai mult am mers în armată, că vă dați seama, București, Lugoș, am învățat toate trenurile și cel puțin drumul ăsta pe aici l-am învățat. Însă așteptam trenul cu asemenea condiții, dacă un asemenea tren va merge spre Constanța, spre Iași, spre Brașov, vă asigur că foarte mulți, ca și mine, vor decide să meargă cu trenul, nu cu mașina. Hyperion, prima ramă electrică din România, cu podea joasă și tracțiune asincronă produsă de industria românească de profil, poate fi construită în două variante de viteză maximă, de 160 km pe oră, respectiv 200 de km pe oră. Trenul este compus din 4 vagoane, având o capacitate de transport de 188 de locuri. Datorită sistemului său de alimentare bisistem, trenul poate fi folosit și în alte țări.